Va începe în câteva secunde această partidă. Ciaclăul, după primele 5 etape, se clasează nesperat de bine. Are 8 puncte oțelul, este 2 poziții mai sus, are 9 puncte, așadar diferențe de doar un punct între cele două echipe. A început această partidă, Ciaclăul vine după rezultate foarte bune, o singură înfrângere în această ediție de campionat și de aici au plecat toate problemele. Centrare pentru Constantinescu acum și șutul lui Golubovici. Ce ocazie are Ciaclăul în acest minut 4. Încep nemțenii foarte bine. Vasile Miriuță i-a dat banderola de capitan lui Golubovici. I s-a mărit și contractul, se spunea că va pleca de la Piatra Neamț. Bine, mai mult decât atât, Ciaclăul n-a pierdut niciun jucător important. Iorga, într-o zonă foarte bună, are mingea pe piciorul drept, îl găsește pe Giurgiu, un dribling al lui Giurgiu peste poartă. 1-1 la ocazii mari. A apărut de nicăieri Giurgiu, însă faza este a lui Iorga, care a tratat inteligent această fază. Iată de unde a plecat. Ce spuneam, oțelul, o echipă cu centrul de greutate foarte jos. Iorga a mers paralel cu poarta până când Giurgiu a apărut la finalizare, evitat ușor aici Cânu. Aici pentru Iorga, îl evită ușor pe Stana, continuă Iorga, vine șutul pe lângă poartă. Sergiu Costin caută poarta, însă mingea trece peste transversala porții apărate de Bojan Jovici. Ciaclăul a avut 34 de puncte în stagiunea precedentă. 3 goluri marcate în ultimele 3 partide. Stan șutează și este un gol turcesc. A văzut această fază, toată lumea de la tribuna întâi a văzut gol. Șut năpraznic al lui Stana și mingea a trecut peste poartă. Nu s-ar fi salvat de la retrogradare dacă nu existau acești doi jucători. Golubovici, gol! De unde reușește Golubovici să înscrie cu capul? Ce jucător! Ce jucător are Ciaclăul! Super gol marcat de Bojan Golubovici în minutul 49. Câtă forță are Golubovici la aceste faze! Merită o echipă cu obiective mai mari, dar Ciaclăul poate deveni în acest sezon exact ce-și dorește Golubovici. Reintrat, iată, în poziție regulamentară. Era la un moment dat în offside, învins Boșneag de un plasament extraordinar al mingii la această lovitură de cap. Superbă reluarea lui Golubovici, care face diferența până acum în această partidă. A treia reușită a lui Bojan Golubovici în acest sezon. Spuneam, contribuție decisivă în două deplasări ale Ciaclăului în această stagiune. A marcat golul nemțenilor în deplasarea de la Cluj. Neagu nu găsește culoarul de centrare, însă își face bine mingea în interior. Pătrundere, pasă pentru Sergiu Costin. Faza a fost periculoasă, însă Sergiu Costin n-a avut mobilitatea necesară pentru a redirecționa această minge spre poarta lui Bojan Jovici. Dezvoltă acum în partea stângă Constantinescu, levită pe Cojoc, apare imediat și Chitoșcă, însă Constantinescu deschide foarte bine în cealaltă parte. Dumitraș, șut, gol! Ciaclăul, 2-0! Și își mai trece în cont Constantinescu, o pasă de gol. Ce viziune are acest jucător și ce echipă frumoasă are Vasile Miriuță. Nu a fost execuția lui Dumitraș, ci a lui Gheorghiu. Iată, a fost nevoie de accidentarea lui Jula pentru ca
Gheorghiu să rezolve o mare parte din problemele pe care le-a avut Ciaclăul în prima repriză. A prins bine, a prins bine de tot această minge Gheorghiu, cei drept fără marcaj, a avut timp, impecabilă execuție. 2-0 pentru Ciaclăul și meciul devine simplu pentru nemțeni. Că un dribling anticipat însă de Băjenaru, minge respinsă și este fluier de final. Ciaclăul câștigă cu 2-0 în fața Oțelului.